Specialiștii în agricultură au prezentat posibilitățile de accesare a fondurilor destinate sectorului legume-fructe prin Programul Național de Sprijin 2014-2018 și au subliniat facilitățile de care pot beneficia fermierii prin asocierea în cooperative. În Dolj există 11 astfel de cooperative, dintre care 8 funcționale, iar celelalte 3 în lucru. În 2015, API a gestionat 24 de măsuri. Ca urmare a noii politici agricole comune, am ajuns la aproape 100 de măsuri. Este o lege încă din 2016, lege care nu s-a aplicat neavând normele de aplicare publicate, dar acum facilitățile fiscale puteți beneficia de ele. Odată constituite, atât ele cât și membrii cooperatori sunt scutite de la anumite impozite care în mod normal li se aplicau până acum, în primii 5 ani de la funcționare. A fost subliniat succesul programului Tomata, dar și nemulțumirile fermierilor, între care și faptul că produsele lor nu ajung în marile lanțuri de magazine. Oamenii nu se feresc să se asocieze. Din păcate însă, situația cu marile lanțuri de magazine este încă trenează. Situația încă este neclară. Noi, în clipa de față, pe programul Tomata, țin să vă spun că avem supraproducție. Țin să vă spun că din analizele pe care le facem zilnic, producția, din punct de vedere calitativ, este foarte, foarte bună. Domnul ministru a făcut tot ce a fost posibil să ajute pătrunderea acestor produse și prin rețelele de supermarketuri. Nu știu dacă a apărut și comunicat de presă, dar unele din ele au promis și s-au angajat că de săptămâna viitoare în hipermarketuri, cel puțin la produsul tomate, vor fi numai tomate românești. Din banii puși la dispoziție de Uniunea Europeană, API absorbe anual peste 2,6 miliarde de euro. Potrivit reprezentanților Ministerului Agriculturii, în această toamnă vor fi lansate noi măsuri în domeniul agricol și legumicol.